este un secret pentru nimeni faptul că Ana Morodan este o femeie pretențioasă, mai ales când vine vorba de parteneri. Veda nu și-a expus relațiile tocmai pentru că nu credea în rezistența lor în timp. Ana s-a iubit 8 ani și jumătate cu un bărbat pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor, dar relația a ajuns la final în 2019. Invitată în emisiunea lui Denis Rifai, Ana și-a propus să fie mai sinceră ca niciodată. Contesta digitală nu a evitat nicio întrebare ridicată la fileu, iar unele răspunsuri i-au șocat pe fani. Ana Morodan și-a asumat faptul că în prezent se iubește cu 2 bărbați. Așa cum era de așteptat, cei 2 nu știu unul de celălalt, dar este foarte posibil să fie aflat după emisiune. Cred că maximum au avut 3 într-un moment. Există vreo 2 în viața mea acum. Nu se cunosc, cum să se cunoască? Uite, află și ei acum. Sunt în acel moment al vieții mele care vreau să experimente și această variantă. Sunt împăcată cu mine. Nu cred că aș mai putea să-mi împart viața totalmente cu cineva. 2 iubiți, de ce nu putem să avem? Trebuie să fiu un mascul alfa ca să fii cu mine, a declarat asumată ca de obicei Ana Morodan în emisiunea lui Denis Rifai. Ana Morodan a vorbit în aceeași emisiune despre cea mai grea perioadă din viața ei. În 2018, contesta digitală a pierdut în doar o săptămână 3 dintre cele mai dragi persoane ale sufletului ei. Tatăl său, un om sănătos tun, a căzut din senin în baie și a murit. În aceeași săptămână, Ana Morodan și-a mormântat și bunicii, care s-au stins din viață unul după altul. Toate acestea, din ce mama sa se lupta cu cancerul în fază terminală. Ana Morodan nu o să uite niciodată acele momente dramatice care au marcat-o pe viață. Aș putea să spun că nu m-am marcat atunci. Fix în acea perioadă am avut cursul de marcă profesională și dimineața zburam la mormântare, seara mă întorceam să țin cursurile. Ulterior, am fost mai marcată când a decedat și mama, când am decis să termin o relație în care eram de 8 ani jumătate. Deci s-au întâmplat toate într-un an. A fost complicat, că eram într-o perioadă de anxietate foarte mare, nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Destul de greu de dus, doar că acest greu a fost conștientizat de mine abia anul trecut. Eu nu mi-am dat seama că nu mi-am plâns părinții, nu am plâns după despărțire. Mi-am dat seama că trăiesc cu un doliu deprimant. Nu a fost ușor, dar l-am trecut, a declarat Ana Morodan în emisiunea 40 de întrebări cu Denis Rifai.